Am reușit să o pun pe spate. Dar cine m-a ajutat să dau și jos? Totuși sunt 10 kg aici, Alexandra. Într-adevăr, cam așa ar trebui să arate un circuit, nu? Ca pe cel pe care îl faci tu zilnic la sală. Și la viteza asta? Da. Și cu greutățile astea, 5 cu 50, cam 10 kg, asta e doar începutul. Asta e doar încălzirea. Și până la unde ajungi cu kilogramele? Destul de mult. Peste 100 la 230 la deadlift, back squat. Cred că trebuie să te încălzești foarte bine, pentru că altfel, Doamne ferește, riști să te accidentezi. De la ai obosit, Natalia? Tu ai obosit, Alen? Da, obosisem-o la voi. Este necesar să ai o încălzire foarte bună articulațiilor, o încălzire articulațiilor și o încălzire activă, neapărat. Și recomand stretching. Unde putem să te găsim? Instagram, Facebook? Instagram, Alexandra underscore ojog. Mă găsiți pe Instagram, unde vedeți acolo exact ceea ce fac, concursurile la care particip. Pe pagina mea oficială, Alexandra Ojog, personal trainer, vă invit să mă urmăriți. Așa facem, mulțumim tare mult și multă baftă cu toate competițiile.